Eu vă zic încă o dată bună ziua. Suntem nespus de bucuroși să vă vedem din nou alături de noi în cadrul conferințelor pe schimb de experiență pe care le petrecem în diferite localități, oferindu-vă posibilitatea de a face cunoștință cu practicile de succes. Astăzi avem onoarea să ajungem la Telița a Nenii Noi, o localitate nu prea mare, de 1200 de locuitori, dar care este condusă de o primăriță cu o inimă foarte mare, dar de statură mică, așa cum este și localitatea. Pe parcurs o să vă convingeți că nu-i numai decât să fii înalt și voinic, poți să fii de o șchioapă, dar să poți face lucruri frumoase. Astăzi, doamna primar de Telița o să ne demonstreze. Încă o dată vreau să vă amintesc că acest program de schimb de experiență este lansat de către CALM și susținut de UnHuman, finanțat de Suedia. Astăzi suntem la a treia vizită de studiu, așa că eu vă salut încă o dată și îi ofer cuvântul doamnei Rodica Rusu, primar de Telița a Nenii Noi. Poftim, Rodica! Nu te auzim, Rodica! Acum sunt auzită. Bună dimineața la toată lumea! Bun. Ne auzim, da? Da, da. La noi un pic suntem conectați de pe două dispozitive concomitent, de aceea în caz dacă despărim cu sunetul, vă rugăm foarte mult să ne atenționați. Salutăm toată lumea bună, primărițe, în primul rând de la primul mandat, colegii de la CALM și toți bravi care suntem la muncă astăzi. Regretăm că nu am putut să vă primim așa pe viu la malul Nistrului, pentru că suntem o localitate la malul Nistrului. Din cauza COVID-ului, iată că aceste vizite nu putem să le organizăm fizic, deși am sperat foarte mult, noi cu doamna Nadejda discutând încă în vară despre această posibilitate de a vă avea în ospiție, am crezut că până în această dată va fi deja ok ca să călătorim, dar este bine că ne putem auzi și vedea și așa cum prin Zoom. Da, este evident că mult contribuția unui primar, dar încă o dată zic, un primar fără o echipă nu valorează foarte mult, de aceea o să-mi permit în primul rând să-mi prezint mica noastră echipă, pentru că localitățile mici nu au foarte mulți angajați la primării. La primăria noastră avem doar câțiva angajați. Astăzi alături de mine este doamna contabilă, doamna Tatiana Năsulea, iată, ea ne face de mână, doamna secretară a Consiliului, doamna Claudia Chicod, doamna bibliotecară, doamna Diana, doamna este și președintele unei organizații neguvernamentale, Tradiție și Memorie, prin care noi mai câștigăm și câte un proiect cel micuț și îl implementăm în localitate. Doamna Galina, ea este 2 în 1, este pe jumate de salariu la perceptor fiscal și inginer cadastral. Dumneiei, într-un fel, este cea care ne ajută să colectăm micile contribuții care le face localitatea ca să ne completăm bugetul. Mai avem câțiva angajați, dar sunt la frontul de muncă, mai avem un director la Căminul Cultural și evident că sunt grădinițele și școlile care astăzi, la aceste ore, sunt în activități. Asta este mica noastră echipă. Dacă mai punem și consilierii, avem 9 consilieri în localitatea Telița. O să rugăm colegii să ne ajute să facem prezentările. Domnul Alexandru, dacă putem să conectăm slide-urile cu prezentări, ca să fie mai simplu din ceea ce povestesc eu, doamnele să poată vizualiza. Am pus în prima prezentare așa câteva date, ca să vă vorbim despre obiective, strategii, după care o să avem încă alte prezentări cu imagini. Prima prezentare este doar textuală. Prezentarea localitatea Telița, da? Prezentarea localitatea Telița, te rog mult, Alexandru. Să ne auzim cu toții, da?
Deci, localitatea noastră este comună. Avem, deci, în componența comunii Telița, două localități, localitatea Telița și Telița Nouă. Pe timpuri, localitatea a fost un centru de voloste și mai avea, în afară de Telița Nouă, mai gestiona încă câteva mici comune, mici comunități. Acum ele nu mai există pe harta Moldovei, am rămas doar Telița și Telița Nouă. Da, slide-ul se vede. După cum a spus și doamna Nadejda, suntem 1260 de persoane pe catastiv. E o localitate amplasată pe malul râului Nistru, din raionul Anenii Noi. Suntem situați geografic, eu zic, destul de bine, în buricul, în buricul țării, la 50 de kilometri de Chișinău, 27 kilometri de Tiraspol și 16 km de orașul Teghina sau Bendier, cum îi mai zicem și noi. Localitatea dispune de apeduct și gazoduct, avem servicii intercomunitare de gestionare a deșeurilor. Următorul slide, vă rog frumos. Domnul Alexandru, puteți să ne dați următorul slide? Da. Calea Tifundii, deci avem terenuri cu destinație agricolă peste 1500 de hectare. Localitatea este amplasată pe 157 de hectare. Avem terenuri cu destinație industrială, transporturi, telecomunicații și destinații speciale. Suntem binecuvântați că avem și deci păduri. Suntem pe malul râului Nistru și suntem și gestionatori a 124 de hectare de fondul apelor. Mai avem terenuri în rezervă pentru dezvoltarea localității de 200 de hectare, în jur de, și suprafața totală a primăriei constituind aproape 2200 de hectare. Asta așa ca date de la Tifundii. Ca și instituții, în localitate avem grădiniță de copii în care, deci avem 75 de copilași, avem un gimnaziu cu 174 de elevi, avem oficiul medicilor de familie, cămin cultural, bibliotecă, centru muzeal turistic care este compus din muzeu, birou de informare turistică și mai nou avem și casă de oaspeți pentru cazare. De asemenea, suntem practic pe ultima 100 de metri să deschidem un centru social pentru copii în situație de risc. Avem o biserică care este mândria noastră, se află în registru monumentelor de importanță națională și iarăși ca instituții sunt 5 unități comerciale în localitate. Chiar dacă suntem mici, mai avem. Deci, ca structură economică, suntem preponderent orientați spre agricultură, 42 de agenți economici înregistrați în domeniul agricol. Avem un serviciu comunitar de distribuție apei, cum am zis, gestionarea deșeurilor, avem serviciu de salubritate intercomunitară, o să vă vorbim un pic mai târziu despre el. În domeniul construcțiilor avem înregistrat un agent economic și la comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autovehicule, bunuri casnice, personale, 5 agenți economici. Relație de cooperare intercomunitară, cum am zis, în localitate are semnate mai multe acorduri de cooperare intercomunitară. Ce ar însemna aceasta? Deci sunt niște obiective pentru dezvoltare între localități. Noi am constatat că este mai cost eficient să avem întreprinderi intercomunitare pentru dezvoltare și acum avem, cum am zis, avem acord de cooperare în zona de securitate cu două localități din Transnistria, vorbim de Speia și Maiac de raionul Grigoriopol. Cu aceste două localități noi aplicăm la fonduri de dezvoltare pentru reintegrarea țării. Avem acord de cooperare pentru managementul deșeurilor semnat cu primarii din Anenii Noi, Speia, Calfa, Gura Bâcului și Bulboaca. Avem acord de dezvoltare teritorială pentru economie durabilă semnat cu Speia, Cerpeni de la Cău, Gura Bâcului și în cadrul acestui acord încercăm să facem un cluster turistic care să unească aceste localități și mai suntem membru a grupului de acțiune locală Serpentina Nistrului, din care fac parte 5 localități, Varnița, Gura Bâcului, Calfa, Tilița și Speia și pe această cale avem o strategie de dezvoltare a microregiunii. Ca relații internaționale pentru dezvoltare, avem semnate acorduri de înfrățire cu localitatea din România, Parva, din județul Bistrița-Năsăud. Avem semnat acord de cooperare cu localitatea Lencița din Polonia și un acord de cooperare cu localitatea Cardla din Estonia. Din nou, cu aceste localități încercăm să aplicăm la fonduri
deja transnaționale, regionale. Directivă de dezvoltare locală, deci sunt valorificarea resurselor existente în condițiile de aliniere la cerințele de calitate a produselor locale cu cerințele piețelor. Aplicare la fonduri naționale și internaționale, asta este un obiectiv major pentru localitate, pentru că suntem o localitate micuță. Atragerea rezidenților locali, dar și internaționale, pentru incubarea rezidenților din zonele limitrofe, în încercarea de a construi un parc industrial Telița. E un proiect ambițios al nostru, sperăm să-l ducem la bun sfârșit. Ne propunem construcția primului centru modern de logistică și penetrarea piețelor cu produse agroalimentare din regiunea Nistreană. Cu acest proiect am aplicat la fonduri europene, să vedem care va fi rezultatul. Crearea primului centru de excelență modern ce va pregăti specialiști și recalificarea forței de muncă necesară pentru infrastructura de afaceri și crearea clusterului turistic Serpentina Nistrului. Din nou cu clusterul turistic Serpentina Nistrului, acum am aplicat la dezvoltare regională, la fondul de dezvoltare regională. Am trecut preselecția, sperăm să fim și în obiectivul de finanțare. Obiective de inițiativă pentru perioada 2019-2024. Suntem axați pe 4 obiective. Îmbunătățirea mediului atractiv de afaceri și investiții. Noi, la nivel local, deci desfășurăm o politică foarte activă de a atrage investitori. Creșterea competitivității antreprenoriale și aici ne orientăm inclusiv la organizarea de traininguri pentru cei care desfășoară activități agricole și activități de antreprenoriat. Obiectivul numărul 3 este atragerea investițiilor și crearea locurilor de muncă. Și obiectivul numărul 4, dar de fapt este unul din priorități, dezvoltarea turismului rural, pentru că suntem localitate riverană și avem această oportunitate și această posibilitate. Următorul slide. Deci, ca evenim, vrem să vă spunem că important sunt și domeniul cultural și avem 3 festivaluri cu care devenim cunoscuți. Festivalul Familiei, pe care îl organizăm tradițional la 19 mai, când este Ziua Internațională a Familiei. Festivalul Copilăriei, la 1 iunie, de asemenea devine un festival tradițional care adună nu doar copilași, dar și părinți și inclusiv din localitățile din împrejurim. Și Festivalul Sânzienilor, un festival de anvergură, festival de vară, organizat în a doua duminică a lunii iunie. Aceste 3 manifestări culturale, de asemenea, au menire de a promova localitatea, dar și de a reuni locuitorii, știți, la iarbă verde și la ceva care să le faciliteze comunicarea între familii și între locuitori. Secolul nostru, secolul informațional, aduce un pic de discrepanță când oamenii mai uită să-și dea bună ziua unii cu alții și atunci aceste festivități au menirea inclusiv să ne amintească că suntem vecini și suntem din aceeași localitate. Da, domnul Alexandru, următorul slide, vă rugăm. Ori suntem la final. Asta e final, da. Asta e final. Da. Da, atât am avut, vă spun așa, în linii generale, referitor la ce ar reprezenta localitatea Telița și cam ce facem noi aici la nivel local, ca să devenim o localitate cât de cât, eu nu zic foarte modernă, dar o localitate care, un sat pentru oameni, cu oameni și pentru oameni. Adică, dat fiind că suntem nu prea departe de aceste localități urbane mari, cum este Chișinău, Tiraspolul, Benderu, ne transformăm treptat în sat rezidențial, de unde dimineața oamenii urcă în mașini, pleacă la muncă, iar seara se întorc acasă în gospodăriile lor. Din acest considerent, avem un pic, suntem nevoiți să ne reorientăm un pic la dezvoltarea localității, ceea ce ar presupune, deci servicii mai bune, drumuri mai bune, calitatea vieții, astfel încât omul când vine acasă să se simtă bine. Și reieșim din aceste necesități și construim strategiile noastre de dezvoltare. Dar eu cred că ar fi bine să avem acum o rundă, așa poate, de întrebări, dacă colegele noastre au ceva întrebări sau vor să concretizăm ceva, ca să putem trece la următoarele prezentări. Cred că o să prezinți tot și pe urmă femeile o să dea întrebări, colegile.
Dacă la moment nu este nimic urgent, atunci spate de mers mai departe. La mine nu e ecranul închis, screen mai rodica rus și tot. A, dar ia uitați-vă că este, că ea vorbește și... Da, eu sunt conectată de la două... De la două da, audio imagine am. De la calculator sunt conectată ca primăria Telița, de la calculatorul mare, de la telefon sunt Rodica Rusu conectată. De aceea să vedeți două conexiuni. Noi suntem de pe două resurse media. Bine, domnul Alexandru, eu vă rog să pregătiți prezentarea cu fotografii. Dragile noastre, noi ne-am gândit că cel mai vorbitor sunt fotografiile. Eu am făcut o mică prezentare, să zic așa, ce am reușit eu într-un mandat. Pentru că primul mandat este de obicei cel mai complicat mandat. Nu, asta este Serpentina Nistrului, celălalt este un mandat de primar, se numește. Am vrut să arăt la ce am muncit, la ce m-am concentrat ca primele activități. O să vă prezint doar la început imaginele cam unde eram acum 4 ani în urmă când am luat primul mandat și de ce m-am ambiționat întâi să restabilesc patrimoniul local. Spre norocul, iarăși cred, eu zic că e norocul nostru, în localitate mai era patrimoniu care se afla la balanța primăriei, fost baie, fost centru de servicii publice, fost poștă, fost și așa mai departe. Toate acestea ne-am ambiționat să le restabilim. Primele fotografii sunt făcute în 2015, când am venit în funcție. Din păcate, multe erau în stare avariată, dar zic încă o dată, era fericirea noastră că ele se aflau la balanța primăriei și puteam să investim în ele. Aici vedeți o parte din Casa de Cultură, o să vedeți și cam așa era și partea din primărie, că trebuie să reparăm, o să vedeți. Acum noi, de fapt, suntem acum în sala de bibliotecă, așa arăta sala de bibliotecă în 2015, acum o vedeți și în spatele nostru cu ea, acum chiar suntem aici. Ne-am ambiționat foarte mult să muncim. Mă aud în continuare. Am început cu cele mai importante instituții, am început cu grădinița, cu școala, am mers și pe domeniul de dezvoltare a turismului și treptat am început să reabilităm prin proiecte, evident, proiecte la nivel național finanțate, dar și cu fonduri internaționale. Am mers și pe continuarea restabilirii drumurilor, pe conectarea la iluminare stradală a localității, pentru că era pe o jumătate de localitate, erau câteva becuri, pe altă jumătate nu era niciun bec. Am început să valorificăm resursele naturale de la Nistru prin organizarea de popasuri turistice, amenajarea locurilor. Un proiect foarte dorit de localitate a fost restabilirea sistemului de irigare și aici am muncit foarte mult. Timp de 3 ani de zile am aplicat la diferite fonduri pentru ca în sfârșit să fim acceptați de IFAD. Am reușit să restabilim sistemul de irigare pe 110 hectare, ne-a costat în jur de 3 milioane. Așa arăta poșta noastră distrusă, deci unde vedeți băieții ăștia care schimbă acoperișul, era o clădire în mijlocul localității unde noi ne-am ambiționat să facem un muzeu, dintr-o clădire veche. Am muncit mult, cum am zis, pentru a extinde iluminatul stradal. Astăzi suntem, deci bucuroși, anunțăm că practic 98% din străzile din localitate au iluminație stradală. Deci avem și proiecte de înfrumusețarea localității. Am mobilizat comunitatea, am mobilizat asociațiile obștești, am mobilizat asociațiile de tineret de voluntari. Ca investiții, în acești 4 ani am avut 2 km de drumuri reabilitate, peste 4 milioane de lei, rețeaua de irigare construită 3,2 milioane de lei,
reparații la școală, un sistem nou de încălzire la școală, deci măsuri de eficiență energetică la școală, grădiniță, proiecte de peste 3 milioane. Sistemul de iluminat stradal construit, am investit peste jumătate de milion, biblioteca reparată și amenajată, fațada de la centrul de sănătate și terenul adiacent de la centrul de sănătate a fost amenajat cu investiții locale. Centrul de servicii sociale cu baie socială, un proiect susținut de Soros în care investim peste 700.000 de lei. Muzeul etnografic reconstruit cu suportul fondului polonez, peste 350.000 de lei investiții. Locuri de popas la malul râului Nistru, terenuri de joacă pentru copii amenajate. Am amenajat până la moment doar două, dar ne ambiționăm să mai amenajăm cel puțin încă trei. Avem, deci, intrare, biserica, iarăși, cum am zis, este un muzeu, este biserică activă, dar în același moment este în lista, deci, patrimoniului național, de aceea necesită permanent să investim în el și anual noi investim peste 25.000 de lei pentru lucrări de conservare și amenajare. Grădinița de copii, i-am făcut termoizolare, am adus, deci inclusiv le-am construit și le-am amenajat centru media, am amenajat un centru de informare turistică și toate acestea, deși ne-am dorit mult mai multe, dar am reușit atâta în 4 ani de zile. Munca a fost destul de complicată, pentru că a trebuit să învățăm cu toții să aplicăm la fonduri naționale. Acesta este, inclusiv, care ați văzut înainte, este emblema localității Telița, de asemenea, elaborată în această perioadă. Încercăm să promovăm produsele autohtone sub această emblemă. Așa arată acum centrul medicilor de familie, amenajat, așa arată, deci este grădinița, de asemenea, pavat amenajată. Așa arată acum centrul de informare turistică și cu sala de bibliotecă. Așa arată centrul pentru tineret reparat și amenajat. Este sala de bibliotecă și inclusiv monumentul eroilor. Nu este pur și simplu un monument, este un monument construit pe un mormânt frățesc, unde sunt înmormântați peste 50 și ceva de persoane din războiul 2 mondial. Cum am zis, facem foarte mult vrem să spunem că investim și în dezvoltarea culturii și sportului. Am reușit să constituim o echipă de fotbal, teatru pentru copii, mai multe activități artistice pentru ca să dăm un suflu localității. Cum am zis, investim permanent în patrimoniul nostru, deci este o donație, ceea ce vedeți este o donație a colegilor din România și aici sunt iarăși lucrări la biserică. Am schimbat gardul, poarta și așa mai departe. Oficiul poștal a fost reparat din talpă, a fost făcut reparații capitale. Cum am zis, la grădiniță am dotat și am organizat un centru media pentru că copilașii noștri sunt copilași moderni și atunci când vin la grădiniță deja își doresc să aibă unde privi și un desen animat sau un film sau elementar învață cum să se folosească de calculatoare. Un proiect cel mai interesant a fost realizat cu tinerii, s-a numit Sat cu flori și culori, un proiect de pictare a fațadelor ce dau pe drumul ce duce spre Nistru, astfel am vrut să dăm un suflu așa mai turistic acestui drum pavat spre localitatea Nistrului. Am zis că am construit câteva locuri de popasuri, sunt 3 locuri de popasuri la malul râului Nistru, cam așa arată locurile noastre de popas, cu foișoare, cu scrânciube pentru copii. Din nou, un proiect la care am muncit foarte mult a fost ambiția de a face un muzeu a satului. Dacă vă amintiți acea fotografie de început unde scoteau ardezia din acea
de pe acea clădire care părea năruită, iată în ce am transformat-o noi cu suportul în cadrul proiectului Acces pentru Succes, cu suportul fondului poloniez. Și aici vedeți deja fațada școlii după lucrările de termoizolare, schimbarea ușilor, ferestrelor, reparația acoperișului și schimbarea sau renovarea totală a sistemului de încălzire. Asta deja mai micuțe sunt centru pentru informare turistică, dar și centru pentru copii. Am zis că cu suportul Soros suntem în... Da, să nu ne grăbim un piculeț. Cu suportul Soros suntem în reparații, dar deja sunt finalizate reparațiile pentru a deschide centru pentru copii în situații de risc. Centru are două blocuri, un bloc de sanitație, unde este centru de baie cu 5 cabine de duș, spălătorie socială cu 3 mașini mari de spălat și o uscătorie, frizerie socială și al blocului pentru educație, unde copiii primesc un prânz cald și au posibilitatea să stea după program de școală, să-și facă lecțiile, să stea la cald, sub supravegherea unui psihopedagog și a unui pedagog care se ocupă de ei. La moment, în acest centru avem 20 de copilași, suntem în perioada de pilotare a acestui centru pentru a ne determina necesitățile reale a acestor copilași. E un centru bazat pe serviciu de parenting, e un centru care are menirea să susțină și să consulte inclusiv părinții sau bunieii, pentru că în centru vin și copilașe care sunt sub tutela bunieilor în situația când cu părinții sunt plecați la muncă peste hotare. Mai departe, evident că satul este, sunt oamenii, în primul rând. Cum am zis, am ținut să avem și o echipă de fotbal. Suntem mândri că deja suntem și cu trofee. Anul trecut am finalizat pe locul 2 pe raion, ceea ce ne-a bucurat foarte mult pentru că echipa noastră este una tânără. Suntem membri a unei mișcări europene de promovare a egalității prin fotbal și iată aici vedeți activitățile noastre de a promova egalitatea prin fotbal, egalitatea și a femeilor, dar și a etniilor, pentru că avem în localitate câteva familii de romi și ne bucurăm să zicem că ei sunt foarte integrați. Copiii sunt și activi plas pe scenă, avem din ei care cântă, avem din ei care joacă fotbal, deci nu se simt marginalizați absolut. Continuăm să facem mici investiții în dotarea cu echipament sportiv pentru a oferi posibilitate copiilor, tinerilor să aibă activități și ocupații. Am investit pentru reparația sălii de sport la gimnaziu, le-am organizat pentru echipa de fotbal și un birou unde ei își pot vizualiza toate meciurile care le joacă. Se pot întruni, deci am considerat că este necesar să le organizăm un asemenea birou, de asemenea prin suport internațional le-am făcut reparație și dotare cu echipamente. După cum am zis, încercăm să găsim și să identificăm fonduri și pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, dat fiindcă ne transformăm în sat rezidențial. În sat unde oamenii zilnic merg la muncă, este important să avem și drumuri practicabile, zic eu. Terenurile de joacă, la moment, sunt două amplasate, continuăm să identificăm resurse, dar sunt amplasate din fondurile localității, deci din bugetul local. Nu am încercat să... Deci, pe aceste proiecte mici încercăm să le realizăm cu bugetul local, cu suportul localității inclusiv. După cum am zis, încercăm să ținem cont de toate sectoarele, de toate segmentele de populație. Dotăm permanent și grădinița cu jucărie, dar și anumite, cum am zis, festivalul familiei, alte
Acea sunt momente de un teatru de păpuși care îl aducem periodic pentru copilași. Și, cum am zis, centru media, unde ei învață să se folosească de calculatoare. Numai puțin atragem atenție și la politicile de mediu. Ne-am ambiționat să creăm și niște fâșii forestiere. Am plantat 10 hectare de păduri. Mai suntem în conexiune și replantări, dar cred că la sfârșitul anului acesta vom avea la sigur 10 hectare de pădure tânără în localitate. Un proiect la care suntem mulțumiți partenerilor noștri din Germania, dar și partenerilor PNUD, a fost gestionarea deșeurilor. Urc acest proiect împreună cu comunitatea Speia, am reușit să procurăm o mașină specială de colectare a gunoiului și să organizăm 10 platforme cu tombiroane de o tonă pentru ca să putem deci gestiona deșeurile deja așa cum țin regulamentele. Activități de voluntariat le organizăm în fiecare, cred că weekend, pentru că avem de amenajat și teritoriul și avem și de întreținut deja locurile care sunt amenajate și ca popasuri. Nu mai puțin important pentru o localitate mică rămasă cu bătrânii acasă și cu mulți copii sunt activitățile de asistență socială. Avem și echipă multidisciplinară, avem și mulți tutori, avem supraveghetori profesioniști. Foarte des organizăm aducerea de ajutoare umanitare pentru copii, pentru familii, inclusiv cadouri de sărbători înainte de Paști și înainte de Crăciun. Evident că pătura socialmente cel mai vulnerabile sunt bătrânii și aici de asemenea încercăm să-i susținem și cu pachete sociale, dar și cu anumite activități pentru a-i încuraja și ca ei să se simtă iubiți, ocrotiți și existenți în localitatea noastră mică. Avem bătrâni singuratici, la moment avem 13 bătrâni singuratici care nu au deja copii, spre regret, și sunt la evidență la asistență socială la noi. Organizăm periodic misiuni a medicilor, unde localitate, deci cei din localitate pot să vină să facă, aici vedeți chiar o misiune a medicilor, o misiune internațională a medicilor, au fost 13 specialiști de diferite domenii care au oferit consultanță populației pentru nu toți au, mă rog, posibilitatea să meargă la Chișinău pentru o consultație pe ca să nu întindem foarte mult timp și să nu plictisim. Deci aici câteva momente de ce ține de dezvoltarea culturală. Am deci ținut ca să avem câteva ansambluri, cărți noi anual, măcar câte un lot de carte să putem procurăm și dotăm în continuare biblioteca ca să aibă în special picii unde veni și citi. Următorul slide, deci sunt activitățile noastre culturale desfășurate la nivel de tineret, avem invitații periodic artiști, avem invitați periodic scriitori, inclusiv din România au venit scriitori pentru localitate. Aici sunt câteva imagini de la Festivalul Sânzâienilor. V-am zis că la începutul verii organizăm un festival așa cu tradiții populare, Festivalul Sânzâienilor. Iată, cam așa noi ne îmbrăcăm în acele zile și durează festivalul nostru până cât după miezul nopții, când aprindem rugul mare și dansăm horele noastre tradiționale de vară de Festivalul Sânzâienilor. Un alt proiect destul de interesant pentru anul trecut a fost proiectul Art Sat. Ne-am ambiționat în fiecare weekend să organizăm o activitate artistică. Astfel, pe perioada de vară întreagă, am avut, cred că, 12 sau 13 activități artistice. Inclusiv plimbatul cu trăsura pentru copii a fost o atracție nemaipomenită.
Am avut invitații, de asemenea, artiști din, inclusiv din localitățile din împrejurime, ansambluri artistice. A fost, zic eu, un proiect foarte de succes, pentru că o vară întreagă am avut plăcerea să ne delectăm la final de săptămână de lucru cu ceva frumos. Împreună am, deci împreună cu localitatea am organizat mai multe excursii și vizite în țări, în special în România, pentru și alte țări sau alte localități cum se dezvoltă. Următorul echipelor noastre, da, pentru că au fost vizite pentru oameni, deci am avut câteva excursii cu câteva grupuri de oameni, autocare care mergeam în România pentru a descoperi localitățile din România, a vedea cum se dezvoltă ele și a prelua bune practici de la ei. Aici vedeți o vizită în Obârșia, și la Parva, Salină și așa mai departe. Cred că peste 2 inclusiv între localnicii, am mers să vizităm țara noastră. Aici vedeți de asemenea imagini cu localnicii în diferite obiective turistice din la noi, din localitate, dar și din România. Vreau să zic că aceste vizite de asemenea au avut un rezultat foarte bun, pentru că locuitorii și-au schimbat un pic viziunile, au devenit mai optimiști și, nu știu, chiar mai ușor de lucrat după aceste excursii, mai ușor de lucrat cu oamenii. Am devenit mai prietenoși, nu știu cum. Și asta a contribuit inclusiv aceste vizite. Împreună ne-au descoperit deci și lumea pe noi. În această perioadă am avut vizite ambasadorilor la noi în localități. Am fost partea diferitor proiecte. Am promovat localitatea inclusiv într-un târg la Moldexpo, pentru în premieră am fost prezenți producătorii noștri agricoli cu un pavilion la Moldexpo, susținuți fiind de ambasada Germaniei. Am mers și am făcut acorduri, da, iată, aici sunt imagini de la Moldexpo 2017-2018, am avut un proiect foarte interesant, un sat, un produs, în care în jur de 25 de gospodării țărănești, persoane fizice, au primit consultanță cum să-și dezvolte afacerile și a finalizat acest proiect cu participarea agricultorilor noștri la expoziția Moldexpo produs în Moldova. Am mers cu delegații în diferite țări pentru a semna acorduri de parteneriat și de dezvoltare. Am fost foarte des invitați, inclusiv de ambasadă, să participăm la diferite târguri, la diferite evenimente de promovare a localității. Inclusiv eu, ca primar, am fost invitată să fac parte din anumite delegații, să reprezint autoritățile locale, inclusiv la Comisia Europeană, NATO și alte reuniuni, zic eu, de importanță europeană, unde am făcut publice pozițiile și obiectivele de dezvoltare a localităților noastre. Da, iarăși sunt câteva imagini doar care prezintă anume activitățile noastre de promovare, dar și de parteneriate cu alte țări. Aici suntem, inclusiv avem un acord de parteneriat cu Municipalitatea Iași. La moment lucrăm la câteva proiecte, eu zic, majore. Avem un proiect de reparație, două proiecte la IPA pe măsura 1 și măsura 2, un proiect de reparație capitală a străzii centrale și alt proiect este de reparație capitală a casei de cultură. Am finalizat, cum am zis, proiectul de gestionare a deșeurilor. Următorul slide chiar ne arată cum arată platformele noastre la moment de colectare a deșeurilor în localitatea Tielița.
Cum am zis, lucrăm la servicii publice de calitate, baie socială, frizerie socială și cantină socială. Și cam așa ne ambiționăm să arate casa noastră de cultură după ce vom finaliza acest proiect investițional de importanță. Tot acum suntem în implementarea proiectului de construcție a unei pieții eco-agricole cu Asociația de Băștinași. Ca să vă mai zic, societatea civilă, noi am mobilizat-o foarte mult. La moment lucrăm activ cu cel puțin 5 asociații, Asociația de Producători, Asociația de Băștinași, Asociația de Tineret, Consiliul Local al Tinerilor, Tradiție și Memorie, avem o asociație obștească cu care lucrăm pe domeniul cultural, Media Vest Europa, cu care lucrăm pe domeniul de protecția mediului și domeniul protecției sociale. Asta așa în linie generale, pentru că nu știu, vrem să reușim cât mai multe să vă prezentăm din ceea ce, la ce muncim și câte încercăm să le facem. Provocări sunt multe, cred că ca și în fiecare localitate. Avem ambiția să modernizăm și sistemul de aprovizionare cu apă. Ne gândim, am scăpat să vă menționăm că suntem și parte a două inițiative europene a primarilor, primarii pentru schimbări climatice și primarii pentru dezvoltare economică. La aceste două inițiative avem și planul de acțiuni cu strategiile de implementare, astfel tot ce cam ce facem, ținem cont de strategiile de deci minimalizarea efectelor schimbărilor climatice la nivel local, de aceea așa ați văzut mai multe proiecte pe acest domeniu și pe domeniul de dezvoltare economică, care de asemenea ne ambiționăm să le realizăm, pentru că conceptul nostru este, dacă nu avem bază economică, atunci tot ceea ce investim noi în piatră și beton poate să fie cu rezultat zero dacă oamenii vor pleca din localitate. Interesul nostru este ca să avem cât mai mulți locuitori, dacă nu reveniți, cel puțin să nu-i pierdem, să nu plece. Mulțumesc pentru suport, domnul Alexandru, și pentru proiectarea slide-urilor. Cu plăcere. Aici avem întrebări? Doamna Nadejda, ce ziceți? Încercăm să facem și interacțiune, pentru că am impresia că vorbesc doar așa, eu singură cu mine, și încep să-mi fie frică. Văd că suntem conectați 31 de persoane, dar aș fi chiar bucuroasă să văd colegi, să aud feedback. Eu cred că doamnele primar rămân într-un fel fascinate de atâta muncă și de atâtea proiecte interesante. Și ele se gândesc acum ce se întrebe, da? Hai, doamnele primar, mai îndrăzniți. Da, întrebați-ne așa, că eu cred că un dialog ar fi mai binevenit, pentru că noi, mă rog, am făcut așa o prezentare mai tehnică, doar a celor câteva proiecte la care am reușit să muncim. Evident că anual, când merge perioada de depunere a proiectelor, noi scrim și înaintăm cel puțin 20-30 de proiecte anual, dintre care reușim să câștigăm 3-4 pe an. Așa că rezultatul este 100% depui, 10% câștigi. Asta nu ne descurajează, ne face să avem un portofoliu cât mai larg de proiecte, după care deja ele, odată fiind scrise, stabilite obiectivele, stabilite prețurile, stabilite grupurile de activitate, dacă reușim să le implementăm, atunci ne este mai ușor deja la procesul de implementare. Menționez încă o dată că nu la toate fondurile suntem eligibili ca autoritate locală, de aceea suntem permanent în cooperare cu asociațiile obștești, cu societatea civilă. Multe din aceste proiecte care le-ați văzut dumneavoastră sunt proiecte realizate cu societatea civilă, adică cu asociațiile obștești. Știi, în timpul discuției cu doamnele primar, multe din ele mi-au zis că, uite, am depus 3 proiecte sau am depus 4 proiecte și n-am fost acceptată și iată, parcă m-am descurajat
Cum stai la capitolul ăsta? Iată, eu de aceea și, da, de aceea și zic să nu ne descurajăm, pentru că noi depunem nu 3-4, noi depunem 20, 30. Noi lucrăm, deci suntem înregistrați ca operator de accesare a fondurilor europene, suntem în rețeaua Eureka, suntem în rețeaua de depunere a proiectelor online la Comisia Europeană. Și anual încercăm și înaintăm cel puțin 2-3 proiecte la Comisia Europeană. Ca să vă zic, încă nu am câștigat niciunul, dar nu ne descurajăm, continuăm să scrim. Dacă nu am câștigat, înseamnă că încă nu suntem destul de buni, înseamnă că trebuie să lucrăm mai mult și să învățăm mai bine a scrie aceste proiecte. Deci nu există, nu știu, nu cred că există vreun fond național la care să nu lucrați, să nu pregătiți proiectul tehnic și să nu-l depus. Altceva că da, este evident că poate că nu câștigăm, nu putem să fim cei mai buni. Dar atunci când permanent batem în ușă, donatorul vede că noi suntem insistenți, vede că avem o strategie, vede că noi ne dorim, că nu a fost doar un proiect sporadic la care știți cum am încercat și poate reușim. Nu. Finanțatorii poți să depui 2-3 ori la același finanțator până te observă, până văd că tu ai ambiția și dorești același proiect, noi îl îmbunătățim. Noi niciodată, deci nu evităm sau nu ezităm să scriem o scrisoare prin care să rugăm finanțatorul să ne explice unde noi am greșit, de ce proiectul nostru nu a trecut. Și poate, mă rog, nu toți ne răspund, dar mulți din finanțatori ne răspund și ne spun că uite, voi aici ați luat un punctaj bun, dar la acest capitol nu ați descris foarte bine și ați luat un punctaj mai slab. Și în așa situație, noi reușim să îmbunătățim inclusiv aplicațiile noastre. Dar am mers și la cursuri pentru scrierea proiectelor. Au mers colegii noștri la cursuri pentru scrierea proiectelor. Am făcut cursuri pentru scrierea proiectelor la noi în localitate, pentru diferite grupuri, pentru grupurile de producători agricoli, pentru grupurile de tineret, pentru femei în afaceri și așa mai departe. Pe grupul de acțiune locală ne învățăm a scrie proiecte, pentru că nu poți te naște așa cunoscător cum să le scrii aceste proiecte. Învățăm și noi și continuăm să învățăm. Doamna Rodica, până la... În chat a apărut o întrebare, dacă aveți o persoană anume care scrie proiectele. Da. Rodica Rusu, primarul localității Tielița. A, ea este, dar... Ea este, da. Ea după ora 5, când deja nu mai vine lumea cu întrebări locale, deci eu rămân de obicei până seara târziu, lucrez la rapoarte, lucrez la... Dar depunerea proiectelor și scrierea proiectelor, da, recunosc că marea majoritate o fac eu. Încerc să mobilizez și echipele, dar oricum încă mai redactez. Dacă echipa de tineri sau Consiliul Local al Elevilor sau Consiliul Local al Tinerilor au conceput un proiect, l-au scris cap-coadă inclusiv, oricum ei încă vin să ne mai uităm o dată așa cu ochii mai profesional, pentru a le mai cizela, a le mai corecta, a le îmbunătăți. Astfel, deci, da, încercăm să constituim mici echipe de scriere, dar și de implementare a proiectelor, pentru că după scriere și după câștigare începe munca cea mai grea, implementarea proiectului, raportarea la proiect și toate acestea deja le face echipa. Fără echipă deja nu poți și nu reușești să implementezi un proiect. Și de fiecare dată, după fiecare proiect, pe fiecare reușită, stă o echipă de oameni. Sunt managerul de proiect, contabilii, pentru contabile primăriei, în afară de contabilitatea primăriei, mai ducem și contabilitatea proiectelor. Voluntariat, practic, facem 7 zile din 7-le ale săptămânii, altfel nu reușim. Am zis, suntem o localitate micuță și cu puține resurse. Dacă nu muncim foarte mult, nu avem aceste proiecte, atunci foarte puține șanse de a dezvolta localitatea le avem. Iată, doamna Ludmila Zahoreț tot ridică mâna și vrea să dea o întrebare. Poftim, doamna Ludmila.
Exact, doamna Rodica, asta am vrut să întreb și eu, dacă aveți un angajat, ori aveți echipă, ori aveți cineva care să fie proiectele. Probabil proiectele care sunt eligibile pentru asociațiile obștești, le scriu echipa dumnealor, proiectele care unde sunt eligibile administrații publice locale, le scrieți dumneavoastră, probabil, da? Așa am înțeles. Nu tot timpul. Foarte des stau și eu cu echipa de la asociațiile obștești, ajut la scriere sau chiar le scriem împreună. Abilitatea de a formula o frază scurtă, clară, obiective, nu au tot timpul, da? Echipa deci formulează rezultate. Ce vrem noi să facem împreună cu echipa? Că vrem un teren de joacă, dar deja obiectivele formulate, cum le scriem, foarte des le formulez eu și ajut eu. Nu știu, asta e, da. Inclusiv funcția primarului este și scrierea proiectelor. Este minunat. În diferite localități este diferit. La noi este așa deocamdată. Asta nu înseamnă că da, nu este bine să învățăm pe alții, să antrenăm mai ales tinerii. Noi, pentru un început, când am început în 2015, am avut angajat o persoană tânără pe care o învățam la scrierea proiectelor. Spre bucuria noastră a mers în concediu de maternitate și acum încă este în concediu de maternitate, dar este bine că dacă primăria își poate permite să angajeze o persoană pe domeniul de atragere a investițiilor și scrierea proiectelor, este foarte bine. Sunt destul de multe fonduri la care noi putem să accesăm, inclusiv pe societate civilă. Da, mulțumim. Dar trebuie să găsim astfel de persoană și trebuie să o instruim astfel de persoană, pentru că majoritatea proiectelor, pe te văd, se pune accent pe formulare, adică un accent pe formulare mai mare decât pe problema care există, pentru că sunt probleme foarte serioase, dar undeva acolo se uită cum este formulat, obiectivul, ori toate formularul cum este completat, unele parcă ți pare mărunțișuri. Corect, Din experiența noastră de implementatori de proiecte, nu să zicem că suntem cei mai avansați în proiecte, dar din mica noastră experiență, am înțeles un lucru. Întâi trebuie de două ori să citim regulamentul de depunere ca să înțelegem obiectivele de finanțare a finanțatorului. Pentru că fiecare finanțator are niște obiective de finanțare. El nu se orientează după problemele noastre a localității. El dorește să realizeze niște obiective pe țară și noi ne raliem la aceste obiective pe țară și implementăm. Dacă e vorba de mediu și citim acolo că trebuie să, nu știu, să facem niște plantări, să facem niște, atunci noi aceste obiective le fixăm în aceste formulare. Deci este foarte important, întâi citim regulamentele, obiectivele concrete, vedem dacă interesele noastre sau problema noastră se regăsește în aceste obiective, atunci le scriem. În caz că nu, atunci noi depistăm pe acele obiective, ce, pentru că sunt sigur, dacă e vorba de, nu știu, de schimbări climatice, în fiecare localitate avem anumite probleme pe ce se ține de domeniul schimbări climatice, educație, egalitate de gen, etc. Deci, noi ne orientăm la problemă sau la obiective. Încercăm să rezolvăm ori o problemă, ori ne orientăm la atingerea unor sarcini și obiective. Deci, sunt două modalități de a depune aceste proiecte. Pe societatea civilă mai mult este vorba de obiective, de mobilizarea comunității și deja ca autoritate publică locală, acolo când vorbim de fondurile naționale sau regionale de dezvoltare, aici deja important este proiectul tehnic, devizul de cheltuieli, strategia, studiul de fizabilitate sau prefezabilitate, un studiu energetic, economic, etc. Pentru că aceste strategii, din nou, strategii locale, ne ajută să structurăm un pic pe domenii sau pe segmente. Pentru că niciodată nu trebuie să uităm anumite... Eu de ce am arătat în slide-urile noastre? Noi nu trebuie să uităm, dacă ne concentrăm, de exemplu, pe domeniul de dezvoltare economică, nu trebuie să uităm în același moment de cultură, de tineret, de protecție socială. Noi permanent pe fișe trebuie să știți cum să avem toate aceste 4-5 sectoare și domeniul de activitate care trebuie să fie permanent active. Cel puțin la noi așa este. Mulțumim, Rodica. Aș vrea să-i ofer cuvântul doamnei Elena Rățoi,
de la Yun Yumen, care vrea să ne spune câteva cuvinte. Poftim, Elena! Da, mulțumesc mult de tot, doamna Nadejda, și vă mulțumesc mult de tot, doamna Rusu, pentru prezentarea frumoasă pe care ați făcut-o. Eu chiar voiam să vă spun că am rămas plăcut surprinsă ca să auzim despre toate activitățile frumoase pe care le-ați desfășurat în localitatea dumneavoastră și chiar am rămas nu că surprinsă, dar chiar foarte, foarte, foarte surprinsă și foarte plăcut impresionate, așa că vă felicităm pentru toate reușitele dumneavoastră. Eu pur și simplu am vrut să vă salut pe toate din partea Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor și chiar să mă bucur că am avut posibilitatea astăzi întâi să ascult prezentarea și întâi să ascult despre toate reușitele și după care să venim cu un cuvânt de salut. Și noi foarte mult vrem să le mulțumim partenerilor noștri de la Congresul Autorităților Locale din Moldova pentru faptul că au organizat acest eveniment, această vizită de studiu. Din păcate, ne-am fi dorit ca astăzi să fim acolo, la Telița, la Neni Noi, însă din păcate nu putem. Și ne bucurăm că măcar cel puțin tehnologiile actuale ne dau posibilitatea ca să ne vedem față în față și ca să ne împărtășim din experiențe. Ceea ce vreau să vă încurajez și să vă transmit ca un mesaj din partea UN Women este că noi chiar ne dorim ca aceste vizite de studiu să continue sau cel puțin să continue informal, pentru că este absolut necesar ca să creiem o rețea, o platformă de comunicare, de schimb de experiență dintre doamnele primare cu mai multe experiențe și doamnele primare la primul mandat, pentru că o astfel de experiență, un astfel de exercițiu de schimb de experiență este destul de necesar și așa putem să învățăm una de la altele și totodată să ne consolidăm și să demonstrăm că femeile pot reuși și că femeile pot să facă lucruri foarte frumoase în localitatea lor. Vă mulțumesc mult! Din păcate, noi nu putem să stăm mai mult pentru că trebuie să fugim într-o altă ședință, iarăși virtuală, dar vă urez o continuare vizitei de studiu reușită. Vă mulțumesc mult! Mulțumim și noi foarte mult! Și am vrea să-i ofer cuvântul și doamnei Emilia Rusu, tot de la Union. Mulțumesc mult, doamna Nadejda, deși Elena deja a acoperit practic toate emoțiile pe care au apărut ca urmare acestei prezentări. Doamna Rusu, eu chiar vă mulțumesc mult pentru că puneți accent inclusiv și pe egalitatea de gen. Niște lucruri foarte frumoase, inclusiv femeile la fel pot să facă fotbal, la fel pot să facă box, nu trebuie să fie nicio discriminare. Așa că toate fetele, femeile, să nu fie într-un fel marginalizate din cauza stereotipurilor și că ele pot să facă chiar de mici. Puteți să le duceți la karate, puteți să le duceți să facă box, poate să facă baseball și așa mai departe. Așa că eu vă doresc succes în continuare și la mai multe proiecte atât de frumoase pe care le-am văzut, inclusiv și în această vizită de studio. O zi bună vă dorim! Mulțumim foarte mult! Mulțumim! Da. Rodica, poți să continui cu următoarea? Da, doamna Nadejda, dragi colegi, stimate doamne, o să rog pe Svetlana Budeșteanu, managerul galului Serpentina Nistrului, unde eu sunt președinte, dar ca să nu monopolizez doar eu discuția, am rugat-o pe Svetlana să ne facă o prezentare. Ce înseamnă un grup de acțiune locală sau gal? Sunt sigură că multe localități, multe doamne din cercul nostru astăzi de discuții sunt membre a grupurilor de acțiune locală. Svetlana o să ne vorbească ce înseamnă un grup de acțiune locală, cum... egal poate schimba la față localitatea Republica Moldova. Da, bună ziua!
Bună ziua! Eu sunt într-o deplasare, de aceea am să vorbesc, o să fac o prezentare și apoi am să vă las admirați, o să vă las să admirați toate cele ce facem în Gal și în afara Galului. Și toate întrebările am să vă rog să le adresați deja doamnei Rodica. Eu mă numesc Svetlana Budiștean, sunt manager Gal Serpentina Nistrului. Galul nostru a fost constituit în anul 2018 de către Solidarity Fund. Acum suntem și membri a rețelei naționale LIDER. Domnul Alexandru, vă rog mai departe. Următorul slide, vă rog. Așa, în al doilea slide. Deci, componența Galului, în componența Galului sunt localitățile Varnița, Gura Bicului, Telița, Speia și Calfa. Anul acesta ne propunem să extindem area geografică a Galului nostru și să recrutăm încă două localități. Am identificat deja aceste localități și lucrăm asupra documentelor. În cadrul Galului sunt 37 de membri din diferite sectoare care reprezintă autoritățile publice locale și instituțiile publice, societatea civilă și antreprenoriatul. Deci aici este reprezentat galul nostru în procente. Cel mai mare procentaj este antreprenoriatul local, fiindcă noi, într-adevăr, ne focusăm și ne axăm mai mult pe domeniul acesta, dar nu evităm și administrația publică locală și societatea civilă. Componența Galului a fost aprobată la ședința Consiliului Gal cu participarea majorității membrilor și am format Consiliul de Administrare, Comitetul de Audit și Comitetul de Selectare. În componența Consiliului de Administrare sunt 7 membri, dintre care este președintele Galului, doamna Rodica Rusu, manager sunt eu și 5 membri din diferite sectoare. Așa, a dispărut ecran. La noi a apărut Svetlana ecranul, așa că poți continui. La mine a dispărut. La noi merge, tu continui să vorbești, domnul Alexandru ne pune și slide-urile. Așa, ok. Deci comitetul de audit este format din 3 membri și sunt specializați în domeniul financiar și contabilitate. Și componența comitetului de selectare este format din 9 membri a Galului. Deci ei mai mult lucrează în perioada când avem lansat programul de granturi mici, selectează proiectele la prima etapă, a doua etapă și sunt înaintate aceste proiecte aprobate spre Consiliul Galului. Deci Consiliul, care sunt responsabilitățile Consiliului de Administrare Consiliul de Administrare și a Comitetului Gal. Deci noi împreună elaborăm planurile de activitate a Galului, planul de comunicare și monitorizare și evaluare. Totodată lucrăm asupra bugetului Galului, inclusiv documentele pentru programul de granturi mici și totodată protocolăm toate evenimentele organizate să rămână în arhiva Galului și nu doar pentru arhivă, dar și pentru donatori și pentru promovarea a Galului. Deci promovăm și recrutăm, recepționăm și înregistrăm cererile a beneficiarilor sau a aplicanților la programul de granturi mici, semnăm acorduri de finanțare cu acești beneficiari și totodată ei sunt consultați pe perioada de implementare a programului de granturi. Da, cum am spus, consultăm beneficiarii și monitorizăm activitățile din cadrul programului de granturi mici. Aici chiar suntem în vizită la beneficiari.
pentru a asigura transparența și pentru a promova activitățile din cadrul galului, noi organizăm așa eveniment ca Ziua Ușilor Deschise. Eu sunt sigur că și în alte localități organizează astfel de evenimente, pentru că ele sunt foarte binevenite ca să cunoaștem activitatea instituțiilor și a societății civile. Deci, 2 ani consecutiv și, din păcate, a treilea an n-am avut posibilitatea să organizăm din motivul COVID-ului sau pandemiei. Organizăm forumul economic, business forum, care este în parteneriat cu țările cu galurile, de fapt, din țările Letonia, Lituania și Georgia. Totodată, în cadrul forumului acesta, noi promovăm și actorii locali, meșterii populari, antreprenorii, instituțiile noastre și tindem spre aceea ca aceste instituții să facă parteneriate nu doar în gal, dar și în afara galului. Așa, deci în anul 2018 noi am realizat sau am implementat 16 proiecte în 5 localități ale galului nostru, în domeniile social, turism, afaceri și cultură și, după cum am menționat mai sus, o bună parte a finanțării se direcționează spre domeniul de antreprenoriat. În anul 2018 am finanțat și am realizat 16 proiecte. Beneficiarii direcți au fost 150 de persoane din localitățile galului. Indirecți beneficiarii au fost locuitori acelor 5 localități din gal. Au fost create 32 de locuri de muncă, dintre care 25 sezoniere și 7 pe termen stabilit. Contribuția financiară și în natură, inclusiv în natură, a fost 177.360 de lei și bugetul pentru anul 2018 a fost de 393.000 de lei. Deci este bugetul planificat pentru anul 2019. El a fost distribuit pe articole, adică contribuția proprie a galului a fost 180.000 de lei, care a venit de la beneficiarii de granturi. Costurile galului au fost de 385.000, dintre care 67 administrative, dezvoltarea instituțională și programul de granturi. O mare parte a bugetului galului se duce, după cum am spus, pentru programul de granturi mici. Și rezultatele care au fost rezultatele așteptate, greșit, rezultatele obținute în 2019. Deci am realizat 7 proiecte, numărul de beneficiari a fost în creștere consecutiv cu anul 2018, au fost create mai multe locuri de muncă, dacă anul 2018 erau 32, anul 2019 50 de locuri de muncă. Am avut schimb de experiență cu galurile din Republica Moldova, România, Letonia și Lituania și Georgia și chiar am încheiat acord de parteneriat cu galul din România. În 2019 a fost desfășurat a doua ediție a Business Forum-ului. Am consolidat echipa galului și capacitățile manageriale ale Consiliului de Administrare, participând la diferite traininguri de instruire pe diferite domenii și am încheiat 3 parteneriate. Anul 2020 noi deja am semnat 7 contracte cu beneficiarii din cadrul galului și urmează, adică am câștigat încă un proiect. Ați închis microfonul, doamna Svetlana. Doamna Svetlana, ai dispărut? Și... Da. Te auzim. M-auziți? Da, acum da.
Da, cineva m-a telefonat și poate s-a deconectat. Deci anul acesta, cum spuneam, ne așteptăm la 11 proiecte realizate cu succes, atragem cât mai mulți beneficiari și evident până la sfârșitul anului să avem încă două localități membri a galului nostru. Cam asta vroiam pe scurt să redau activitatea galului nostru. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost ascultători și dacă aveți întrebări, am 5 minute la dispoziție. Da, poftim. Doamna primar, ești alături de noi, da? Da, eu sunt alături de dumneavoastră. Mulțumim, Svetlana, pentru prezentare. Eu vreau să încurajez colegii noștri să adresez întrebări referitor la grupurile de acțiune locală, pentru că e o perspectivă foarte bună de dezvoltare locală, anume prin galuri. Bună ziua, eu aș vrea să adresez o întrebare sau poate chiar două. Prima ar fi, de ce vă doriți să aveți cât mai multe localități în cadrul galului și cum asigurați obiectivitatea, transparența atunci când decideți care proiecte sunt câștigătoare? Da, întrebările le-a adresat Ana Moraru, jurnalista de la CAL. Poftim, Rădica. Da, Ana, mulțumim. Svetlana, îmi permiți să răspund eu la aceste întrebări? Da, desigur, desigur. Mulțumim foarte mult. De ce ne dorim să extindem area geografică? Este pentru că obiectivul nostru și obiectivul de stat este ca galurile să nu aibă mai puțin de 20.000 de locuitori ca reprezentanță. Totodată teritorial sau geografic. Sunt două localități care într-un fel nimeresc în mijlocul localităților noastre de gal și atunci logica este că trebuie să, și este bine să le asimilăm și să le apropiem, să le includem în aceste activități. Un gal se determină și teritorial, deci noi toate aceste localități facem hotar comun unul cu altul, astfel ne consolidăm, ne cristalizăm ca o microregiune, ca o mini-ADR, da? Ca o mini-agenție de dezvoltare locală, noi doar că suntem grup de acțiune locală. Ca și transparență și la selectarea proiectelor. În primul rând, noi de fiecare dată ținem cont de reprezentanța teritorială. Nici o localitate nu trebuie să rămână fără proiecte susținute. Așa este echitabil, da? Deci noi ne bazăm și pe echitate. Pentru că atunci când muncim toți împreună, trebuie să avem și rezultate toți împreună. Aceste proiecte, după ce sunt preselectate de comitetul de selectare, sunt prezentate. Întâi și întâi sunt vizitate, deci beneficiarii sunt, după preselecția tehnică, sunt vizitați de membrii echipei pentru a vedea fizabilitatea și pregătirea beneficiarului de a implementa un asemenea proiect, după care aceste proiecte sunt prezentate la Consiliul Galului și sunt aprobate de toți cei 57 de membri ai grupului de acțiune locală, care sunt reprezentanța tuturor localităților. Avem obiectivul de a susține proiectele care sunt în favoarea nu doar a unei singure localități, dar și a grupului de acțiune locală sau a tuturor localităților. Ținem cont că aceste servicii se poate fi prestate atât în localitatea beneficiară, dar și localitățile din apropiere. Dacă, de exemplu, este suport pentru procurarea unei tehnici, unui detalii de tehnică agricolă, o semănătoare sau ceva, atunci acea gospodărie țărănească care a devenit beneficiară, el poate presta servicii și altor fermieri din împrejurime. Cam astea sunt principiile care ne ghidează atunci când selectăm proiectele noastre. Trebuie să mai explicăm sau să mai detaliem, atunci o facem. Dacă este clar din linii generale, oricum vom rămâne deschiși și după aceasta o să puteți să ne adresați, să ne telefonați, să ne adresați întrebări sau să vă consultăm dacă sunteți în proces de
constituirea unui grup de acțiune locală, pentru că știm că acum mai multe localități încearcă să constituie de asemenea grupuri de acțiune locală și noi suntem gata să ne împărtășim cu experiența noastră, fiind un GAL destul de activ pe... Ai dispărut, Rodica, sună, tot dispărut. Alo, Rodica. Doamna primar, nu te auzim. Probabil a telefonat-o, probabil cineva. Mai suntem conectați? Ne auzim unii pe alții? Iată, acum te auzim, dar un timp ai dispărut. Doamna, dacă nu sunt alte întrebări, eu aș îndrăsni să vă mai adresez una. Cum lucrați cu cetățenii și cât de greu sau cum îi convingeți să se implice, iată, în toate aceste activități? Pentru că erau mai alte întrebări de la alte doamne primar care spuneau că e destul de greu să convingi oamenii să participe. Foarte corect. Ca și în alte localități, localitatea Telița de asemenea nu este o excepție. Munca cu cetățenii este una destul de complicată, dar ne orientăm după segmente. Dacă e vorba de segmentul de tineret, atunci lucrăm prin Consiliul Tinerilor și deja respectiv Consiliul Tinerilor adună acea echipă pentru implementare sau cu care lucrăm. Dacă e vorba de un proiect social sau evident că ca și mobilizatori sunt și consilierii locali, dar în mod special societățile, asociațiile obștești. După cum am zis, în localitatea Telița, noi avem 7 asociații obștești active cu care noi permanent suntem în cooperare și colaborare, astfel reușim să menținem aceste 7 echipe viabile și lucrative. De asemenea, încercând să implementăm anumite proiecte, atunci când omul simte că este în favoarea lui, că îl nemijlocit are tangențe cu viața lui, cu curtea lui, cu business-ul lui, da? Atunci oamenii devin foarte activi pentru că își doresc dezvoltare, pentru că își doresc dezvoltarea satului, își doresc dezvoltarea gospodăriei lor, își doresc dezvoltarea lor personală. Cum a zis și doamna Svetlana, noi destul de multe, inclusiv traininguri organizăm, chemăm experți pe diferite domenii care la nivel local instruiesc oamenii cum să devină mai buni și mai competitivi. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc! Rodica, poți să pui mai departe cealaltă prezentare? Da, o să încerc să iau mai puțin timp ca să nu plictisim din nou. Vrem să vă prezentăm ce ar însemna un proces de clusterizare. Ori un cluster este unirea eforturilor diferitor actori din diferite localități pentru a promova un serviciu sau un produs. Dat fiind că noi suntem localități riverane, am constituit un cluster turistic ambiționându-ne să devenim o zonă turistică atractivă cu un potențial și cu o pondere crescută în economia locală. Beneficiul localităților noastre riverane, cum am zis, este că suntem în apropiere de 3 orașe mari ale țării, ceea ce avem, adică consumatorul de turism, consumatorul de turism intern, cei care vor să revină pentru un weekend sau pentru o vacanță la țară pentru anumite activități, fie că sunt activități cultural-turistice, fie că sunt ecoturism, fie că este turism rural, turism gastronomic, etc. Suntem în apropiere de căi de acces, deci avem căi de acces directe cu Tiraspol, cu Bender, cu orașul Chișinău, căi de acces rutiere, căi de acces feroviare. Aceasta, de asemenea, ne facilitează fluxul de turiști.
Suntem, cred că, unicul proiect complex bazat pe obiective SMART. Suntem reuniți câteva localități, mai drept vorbind, suntem 8 localități care facem parte din acest cluster, dar nu doar autoritățile locale, ci operatori de turism, cum ar fi vinării, muzee, meșteri populari. Mă auziți, stimați colegi? Da, acum te-a... Scuze, da, dispar doar pe o secundă până dezbat apelurile telefonice. Da, continuăm, vă rog. De ce ne unim noi eforturile? Pentru ca să creăm un serviciu complex. Atunci când vine turistul în regiune, după ce a mers și a vizitat o vinărie, de exemplu, da, a văzut vinăria, a degustat vinul, dar își mai dorește să mai vadă ceva. Ori noi încercăm să unim vinăriile, cetatea Bender și Cap de Pod Șerpeni Memorialul, făcând un traseu turistic fiabil, cu odihnă la malul Nistrului, cu popasuri turistice, cu muzee unite toate și construind și amenajând birouri de informare turistică riverane, astfel având posibilitatea să creăm pachete unice pentru a atrage iarăși cât mai mulți turiști. Ceea ce vedeți acum în imagine este practic traseul care unește aceste localități. Deci, cum am zis, servicii de cazare, odihnă activă, vinării, restaurante, divertisment, faleză nistreană pentru odihnă și sport, muzee, conace, rute istorice și turism acvatic. Toate acestea fiind incluse într-o strategie de dezvoltare, având niște costuri deja calculate, noi am devenit pregătiți pentru a înainta aceste proiecte. Proiecte deja tehnice, care noi le-am elaborat, studiu de fizibilitate, care este reelaborat pe regiune. Astfel, noi am micșorat costurile pentru pregătirea documentației tehnice, pentru că lucrăm toți împreună și totodată am crescut fizibilitatea, pentru că demonstrăm finanțatorului că suntem mulți și avem o strategie bine gândită. Nu este un turism sporadic, ci este un turism deja clusterizat, un serviciu multilateral. Următoarele slide-uri care o să le vedeți sunt acele obiective turistice care vor fi amenajate în clusterul nostru. Fiecare localitate va deveni cu un punct de atracție, cum ar fi parc de aventuri, oraș subteran, salină la orașul subteran, restaurante la faleză, amenajarea falezilor, teatre în aer liber. Deci toate acestea, care de fapt au costuri foarte mari, vor fi implementate pe parcursul următorilor 10 ani. Această strategie este o strategie de durată medie și îndelungată. Cu acest proiect noi am aplicat și acum la Fondul de Dezvoltare Regională și am fost preselectați. Sperăm că o să devenim și partenerii, o să fim selectați pentru o investiție în infrastructură și în 5 obiective turistice care se ridică la 25 de milioane de lei. Vor fi edificate infrastructură turistică în 8 localități. În unele localități va fi modernizate și restaurate muzeile, în alte localități vor fi restaurate conace, boierești sau anumite crame vechi. Deci toate acestea pentru a deveni un punct de atracție, o alternativă a lui, cum zicem noi, Vadului Vodă. De ce un cluster? Sau de ce această, iarăși, încercare de a ne uni eforturile? Pentru că A, să devenim mai competitivi, B, să devenim economic fiabil și C, pentru ca să reușim a atrage cât mai multe fonduri. Adică aplicând fiecare separat la aceste fonduri, dar aducând ca un puzzle totul pentru un concept unic, ne crește rezultatele practic întreit.
ca și cooperare, noi mergem la, deci cooperăm la nivel de suport tehnic, la elaborarea, cum am zis, documentației tehnice. Nu mai elaborăm fiecare localitate un studiu de fizabilitate, ci elaborăm un singur studiu de fizabilitate pe zonă. Nu elaborăm fiecare localitate o strategie, ci elaborăm, deja am elaborat strategia clusterului, deci o strategie unică în care fiecare localitate se regăsește în acest plan. Identificarea donatorilor nu mai facem sporadic, dar iarăși o facem în comun și vreau să menționez că partenerul acestui cluster este și Consiliul Raional și de aici de asemenea primim suport tehnic la elaborarea deviziilor, elaborarea conceptelor și identificarea partenerilor, inclusiv privați, pentru că ne orientăm și membrii acestui cluster sunt inclusiv proprietarii acestor vinării, proprietarii acestor pensiuni, hotele, restaurante, care deja devin nu doar concurenți, ci și parteneri, încercând să promoveze un produs unic pe microzonă. Astfel, noi consolidăm oportunitățile la nivel local de dezvoltare, putem să venim cu anumite inovații și cu anumite idei inovative pentru investiții și iarăși calculul, și nu este doar calculul nostru, este practica europeană care a demonstrat acest lucru, a demonstrat-o Bulgaria, au demonstrat-o și partenerii noștri din România. Aceste clusterizări au un efect economic foarte sesizabil. Iată de ce, deci noi am mers de asemenea pe această idee mai nouă pentru noi, nu doar o nu știu, o relație intercomunitară, dar anume clusterizarea cu unirea actorilor, domeniul public, domeniul privat și investitorii. Sperăm că o să avem reușite, pentru că proiectul este salutat inclusiv de finanțatori. Astfel, cred că în câțiva ani o să vă zicem welcome la Serpentina Nistrului. Ne dorim să devenim într-adevăr un areal dezvoltat de turism și atracții turistice. Da, asta am vrut în linie generale, ca să nu, iarăși, ca să nu iau foarte mult timp și ca să nu plictisesc. Mulțumesc, domnul Alexandru, pentru suportul cu slide-urile. Cu plăcere. Mulțumim, Rodica. Da, aceasta a fost ultima prezentare cu slide-uri. Asta e ultima, da? Da, e ultima prezentare cu slide-uri. Deja urmează doar discuții libere. Rămân deschisă să răspund și să prezint ceea ce, eu știu, mai interesează colegele mele. Poftim, doamnele primar, sunt niște proiecte, să zic eu așa, Este important să spunem că clusterizarea poate să fie nu doar... Noi am ales domeniul turismului pentru că suntem localități riverane și pentru că avem potențialul ăsta turistic. Dar puteți să optați pentru o clusterizare a sectorului agricol, pentru clusterizarea, nu știu, aceleași întreprinderi de prelucrare, nu știu, a cărnii, de prelucrare a lozii, de prelucrare, deci... Orice domeniu care vă reprezintă regiunea este foarte important și foarte bine să o clusterizați, adică să faceți un parteneriat între toți actorii care tangențial sunt în același domeniu. Ca de exemplu, unul produce materia primă, altul o prelucrează, al treilea o ambalează. Deci toți acești actori este bine să-i uniți într-un cluster, pentru că astfel veți putea să atrageți niște fonduri pentru dezvoltarea acestui sector. Veți putea să-i cristalizați, să-i ajutați să-și facă o strategie comună și într-un rezultat va beneficia toată zona, pentru că veți avea investiții pentru dezvoltarea unei ramuri care vă reprezintă. Da. Poftim întrebări, doamnele primar. Rodica, spune-le, adică cum a apărut ideea de a face acest cluster și primii pași care sunt necesari pentru a crea un asemenea cluster?
Ideea de clusterizare a domeniului la noi a apărut undeva 3 ani în urmă, anume în evenimentele acestea de promovare a turismului, în reuniunea noastră la nivel de gală Serpentina Nistrului, atunci când mergeam inclusiv cu delegațiile de la o locație. Am nu te auzim bine. Să ne cooperăm și să facem un lanț. Mă aud acum? Te auzi, dar cu întrerupere sau de. Poftim, hai, vorbește. Da, și am ajuns la concluzia că trebuie să creăm un lanț. Un lanț de cooperare și un lanț valoric. Am început anume din cu localitățile care suntem membri a GAL Serpentina Nistrului. S-au alăturat și alte localități, a aderat la ideea noastră de a consolida o rută turistică, cetatea Bender până la cap de pod Șerpeni și deja am ajuns să consultăm ideea dată cu specialiștii care sunt pașii de crearea unui cluster. Am pregătit documentele pentru crearea clusterului, pentru că clusterul se creează în baza unui acord de clusterizare. La moment, noi suntem 38 de actori activi în acest cluster și toți acești 38 de actori din 8 localități am semnat ca membru activ a clusterului. Și toți în comun am angajat experți pentru elaborarea documentației întâi a strategiei, apoi a studiului de fezabilitate, a zonării acestor obiective turistice. Am creat harta obiectivelor turistice și acum, la moment, suntem la etapa elaborării documentelor tehnice. Urmează să fie elaborate primele 12 pachete de documente tehnice, după care și toate celelalte, astfel încât, treptat, pas cu pas, pași micuți, da, cum zicem noi, de la pas micuț la pas micuț, să reușim ca această strategie și acest plan de investiție să fie deja realizat. Deci de la idee până la practică a durat un pic. Cam, vă zic, la noi a durat cam 3 ani de zile până noi toți ne-am adunat la semnarea acordului de creare a clusterului. Se creează clusterul printr-un acord de parteneriat, determinând o entitate de reprezentare. În cazul nostru, entitatea de reprezentare este Uniunea Primăriilor pentru Implementarea acordului UE la nivel local, din care fac parte toate aceste 8 autorități locale. Practic, această organizație ne reprezintă toate 8 localități ale noastre. Și această organizație devine reprezentantul clusterului a celor 38 de semnatari. Da, mulțumim! Tu atâtea lucruri noi ai vorbit, că parcă țin de domeniul, nu știu care, a viitorului îndepărtat. Dar nu este așa, doamna Tari. Eu nu cred că este așa. Noi toate primăriile încercăm să găsim modalitate de cooperare și modalitate de a dezvolta ceva, poate nu nou, pentru că nu poate să fie nou în domeniul de turism sau, din contra, noi încercăm să cooperăm eforturile pentru a avea reușită pe anumit domeniu. Adim spole nevoie și noi la nivelul raionului Nini, noi aceasta am conștientizat-o și am creat acest nucleu din câteva primării, dar am pornit acest nucleu, l-am creat al prin grupul de acțiune locală, după care au aderat și alte localități văzând că noi avem succese la acest domeniu. Spate o întrebare. Da. Da, poftim. Doamna Rodica, toate aceste acțiuni care prin care ați trecut până a putea aplica la proiecte, adică pe care le-ați enumerat mai sus, studiul de fezabilitate, să vă mobilizați toate localitățile, toate aceste acțiuni au fost prin anumite cheltuieli, cred că. Și de unde sunt cheltuielile acestea? Da, poate norocul nostru a fost că noi întâi am devenit beneficiari ai suportului fondului Solidarity Fund pentru crearea GAL-ului și timp de un an de zile am fost susținuți de ei pentru a
de ei prin experți care au lucrat cu noi, cu grupurile din toate cele localități constitutive, la elaborarea strategiei, prin, iarăși, achitată de fondul polonez, la instruirea noastră, pregătirea noastră, alegerea organelor de conducere, stabilirea tuturor documentelor. Apoi am devenit beneficiari și altor proiecte de nivel de consolidare a competențelor societății civile. Deci, inclusiv noi deja ca grup de acțiune locală aplicăm la diferite proiecte de consolidare a capacităților în care inclusiv includem momentele astea elaborarea unui document de politici. Nu vă auzim. Da, îmi cer scuze, sunt auzit acum. Întrerupe puțin. Da, eu îmi cer scuze că așa e, dacă de la telefon mai am unele apeluri și trebuie să le dezbaci atunci. Deci, și atunci când noi aplicăm la aceste proiecte de consolidare a capacităților, neapărat includem instruiri pe anumite domenii care noi știm precis că mai avem nevoie să ne consolidăm capacitățile și neapărat elaborarea unui document de politici. Uh-huh. Astfel, noi reușim să acoperim aceste cheltuieli care, într-adevăr, sunt costuri, reușim să le acoperim inclusiv din granturi pe anumite programe de dezvoltare a societății civile. Uh-huh. Sau de consolidarea capacităților grupurilor de producători. Și astfel, deci noi am reușit să elaborăm și studiul de vizibilitate și anumite strategii. Dar este important să menționăm acum că elaborarea strategiei clusterului turistic a fost achitată de toți membrii noi, deci noi am împărțit costul la fiecare și am achitat, de exemplu, de 3.000 de lei per primărie pentru elaborarea acestui document. De ce zic? Adică n-am plătit 30 de lei o singură primărie, ci am plătit fiecare primărie câte 3.000 de lei și în final ne-am ales cu un document pe microregiune. Mulțumesc! Da, foarte interesant, dar eu cred că trebuie să fie în toate aceste activități o persoană care ține scânteia aprinsă, permanent. Cine este persoana? Doamna Nadejda, poate din start poate era o scânteie, dar acum deja avem un grup. Da, poate mai multe idei de astea inovative și inclusiv ideea de cluster a fost ideea mea, inclusiv ideea de crearea grupului de acțiune locală a fost ideea mea, de aia poate sunt și președintele și a clusterului și a grupului de acțiune locală, pentru că da, trebuie să recunosc că sunt conceptele mele care le-am împărtășit cu colegii, cu alți primari, colegii din regiune care au susținut aceste concepte. Și cu toți împreună deja am constituit organele de conducere, reprezentanții, și atunci deja nu mai este o scânteie, suntem, eu știu, o mic rugă. Deci suntem deja o echipă, suntem deja o echipă care avem idei că atunci când ne reunim, dezbatem aceste idei, venim cu propuneri, venim cu îmbunătățiri, venim cu alte viziuni. Dar până ajunge la această etapă, au trecut ani, 2-3 ani în care noi am învățat, în care noi ne-am consolidat, ne-am întrunit, am discutat, am analizat, am mers cu schimb de experiență în țări străine. Noi am avut și așa situație când trei primari am pus mână de la mână, ne-am urcat în mașină, am pus mână de la mână pentru benzină, am plecat în Estonia pentru o săptămână, pentru un schimb de experiență, ca să vedem cum lucrează un program sau altul, pentru că noi putem să citim despre un program, dar realitatea să nu-l înțelegem ce reprezintă el. Și atunci noi mai facem și așa pași, un fel, eu zic, un fel de aventură din astea, când da, putem să urcăm în mașină, să telefonăm la o ambasadă, să zicem, vă rugăm foarte mult, avem nevoie să vedem cum într-o țară, cum la dumneavoastră, de exemplu, în Estonia sau Lituania, se derulează asemenea proiecte europene, vă rugăm să ne găsiți unde putem, cine este gata să ne primească cu asemenea vizită, să mergem să găsim, să identificăm parteneri. Din fiecare, nu știu, de la fiecare deplasare în străinătate, cineva din noi vine cu anumite date de telefon, cu anumite contacte a unor persoane,
fie că primari, fie că, nu știu, administratori de regiuni, și aceste cărți de vizită noi nu le aruncăm, noi le folosim, noi începem comunicare, începem un schimb de experiență, încercăm să participăm în comun la anumite proiecte. Nu tot timpul noi ca țară suntem beneficiari de parte, eu știu, zic, materială, da? Adică nu tot timpul primim niște bani pentru a finanța nemijlocit un drum, o școală sau ceva. Deseori suntem acceptați ca parteneri pentru un schimb de experiență, pentru niște lecții, pentru elaborarea unui studiu, pentru a primi niște experți, de exemplu, pe domeniul de gestionare a deșeurilor, fiind parte a rețelei Connective City, orașe conectate, noi suntem parte a acestei rețele, am făcut o aplicație pentru o expertiză internațională în domeniul gestionării deșeurilor și au venit trei experți din țările din Finlanda, care timp de două săptămâni au stat la noi și au vizitat toate localitățile, ne-au făcut calcul, câte tombiroane ne trebuie, unde să punem, cum să punem, ne-au făcut recomandări, ne-au făcut un document de recomandări în limba engleză care ne-a ajutat pe urmă cu aceste documente să aplicăm la niște proiecte și în final să avem și rezultat. Am zis că avem o mașină de gestionare de colectare și avem platforme de gestionare a deșeurilor. Deci totul se începe uneori de la partea soft, de la o aplicare de parteneriat, de la o instruire, de la o, nu știu, o discuție, ca să ajungem deja peste o anumită perioadă la rezultatul fizic. Adică deja o mașină cumpărată, platforme în câteva localități construite, o întreprindere intercomunitară constituită. Dar toate acestea au fost doar rezultatele mai multor etape. Da, foarte interesant. Doamnele primar, ce întrebări au apărut la voi? Adică niciodată nu trebuie să pierdem o oportunitate de a ne înscrie la o vizită de studiu, la niște instruiri. Dacă primim, de exemplu, nu știu, de la Calm sau de la alți parteneri informație că, iată, se organizează niște instruiri, se organizează o vizită de studiu. Eu cred că permanent nu trebuie să ratăm aceste oportunități. Trebuie să mergem, pentru că de fiecare dată, la sigur, vom învăța lucruri noi. La sigur, vom face cunoștință cu persoane noi. Ne vom, nu știu, contamina de idei unii de la alții. Da. Interesant, interesant, Rodica. Poftim, doamnele primar. Nu înțeleg. Sau totul este clar, sau nimic nu-i clar. Eu foarte mult vreau să sper că totul este clar, parcă noi ne eu am vrut foarte mult să fiu utilă, să redau din ceea ce am parcurs noi cu greu, poate, să vă redau, dragile mele colege, niște idei care poate dumneavoastră să le reușiți mai repede decât noi, pentru că noi am început, știți, metoda păpâtă cu greșeli, uneori cu greșeli, uneori cu eșecuri, uneori au trebuit să o reluăm de la capăt, alteori chiar am pus poate cruce pe anumite idei și pe anumite proiecte, uneori ne-am dezamăgit cu colegii noștri, alți primari, uneori din contră am avut succese, deci toate aceste momente au fost lucrate și trăite, și cu succese și cu multe insuccese, și cu multe cucuie, și cu multe, eu știu, momente care... pentru că de fiecare dată când încerci ceva nou, este un câmp așa minat. Putem să am avut și momente când am luat o anumită decizie la nivel intercomunitar, cancelarea ne-a zis că nu avem cadrul legal, pentru că și cadrul legal uneori în Republica Moldova este mai înapoiat decât noi încercăm să preluăm anumite idei, poate de la colegii noștri din Europa, dar nu ne puteam încadra în cadrul legal al Republicii Moldova ca autorități locale. Și atunci am încercat să mergem pe dezvoltarea societății civile. În situația când în unele localități nu exista o societate civilă activă, am creat-o, am încurajat persoanele să creeze această societate, i-am ajutat pe fiecare, adică noi, acel mic comitet, mic, mare, din câțiva oameni, 20-50 la nivel de 5 localități, suntem 57 de persoane,
persoane active, reprezentanții asociațiilor obștești, reprezentanții instituțiilor bugetare, profesori, consilieri, independență de, și așa, cooperând, încercăm să reușim. De aceea și-am ținut să prezint și echipa, pentru că doar o singură persoană, evident că nu reușești să faci foarte multe. Localitățile noastre, într-adevăr, necesită mult efort pentru a depăși o anumită situație de stagnare. Noi încercăm să luăm o abordare un pic mai largă spre niște obiective așa mai de cooperare, de intercomunitare. Deja economic am calculat, inclusiv experții ne-au calculat că nu este rezonabil, de exemplu, să gestionăm fiecare localitate un serviciu de gestionare a deșeurilor. Este îndeajuns o întreprindere intercomunitară care să servească 5 localități. Acum deja ne gândim poate să concesionăm și să creăm asemenea servicii și ce ține de aprovizionarea cu apă, de aprovizionarea cu canalizare, etc., etc. Deci, dat fiind că localitățile noastre nu sunt foarte bogate, chiar sunt localități sărace, noi încercăm să minimalizăm costurile prin consolidând deci, echipele de angajați care prestează servicii la un număr mai mare de populație, astfel crescând fizibilitatea acestor întreprinderi municipale. Pentru că, mai ales în localitățile mici, evident că costurile administrative pot avea o pondere mare pentru tariful care trebuie să-l plătească localnicii și atunci poate apărea, știți, revolta populației că să nu vrea să achite un serviciu prea costisitor. Și atunci, ca să minimalizăm costul acestui serviciu, noi ne unim 2-3 localități, avem, de exemplu, 2-3 angajați pentru care deservesc 2-3 localități și astfel menținem niște tarife rezonabile la cote mult mai joase de costuri. Da, și aveți posibilitatea să le plătiți și un salariu decent la angajați. Da, corect, da. Adică nu în fiecare localitate este nevoie de câte o mașină de gunoi sau un șofer și încă doi oameni care încarcă acolo. Sunt de ajuns acești oameni să servească câteva localități care evident plătesc. Noi am fixat, am introdus taxa de salubrizare, fiecare persoană plătește anual această taxă, primăriile încheie contracte în baza acestei taxe, încheie contracte cu întreprinderea municipală de gestionare, astfel se, deci noi am calculat că așa este mai disciplinar. Omul își plătește fiecare obligatoriu taxa și folosim deja toți în comun acest serviciu. Doamna Rodica, dar cât este taxa de salubrizare? La noi, la moment, în localitatea Teleț, este 60 de lei de persoană per an. Deci dacă în familie sunt două persoane, 120 de lei, dacă în familie sunt 3-4 persoane, respectiv 240, în dependență de număr de persoane. Sunt scutiți de taxa de salubrizare, deci copiii până la 18 ani. Scutiți, 100% scutiți, da? Sunt scutiți. Totalmente sunt scutiți. Da, copiii până la 18 ani sunt scutiți. Dar păturile vulnerabile? La decizia Consiliului, păturile vulnerabile achită toți. Nu suntem atât de vulnerabili ca să nu găsim 60 de lei pe an ca pentru evacuarea gunoiului. Da, asta e bine pentru că dacă începi să scutești cineva, se adaugă și se adaugă în liste mulți. Și atunci... Corect. Și noi am avut două situații destul nu te auzim, Rodica. La nivel local, care ne-a pus să ne gândim echiparea oamenilor. Acum sunt auzite, dragi colegi? Acum, da. Vroiam doar să vă zic că, în câteva cuvinte, două situații care ne-a pus să regândim un pic momentul ăsta cu echitarea, etichetarea omului. Vulnerabil, nevulnerabil, rom, nerom. De la Cancelarea de Stat am primit așa o țedulă în localitățile unde avem familii de romi, să facem o strategie de integrare a acestor persoane în localitate.
Și noi, ca autoritate locală disciplinată, am invitat câțiva reprezentanți acestor familii ca să discutăm cam ce ar dori ei și unde era, s-ar simți vulnerabil. Răspunsul acestor persoane a fost unul foarte clasic și foarte corect. Un domn așa deja trecut de 50 de ani, foarte imposant în nivelul familiilor acestea de rom, s-a sculat și a zis: doamna primar, noi vă rugăm foarte mult să vă uitați că la noi în pașaport scrie cetățean al Republicii Moldova. Nu ne puneți, vă rog, pe momentul că suntem romi, nu știu ce acolo. Noi suntem cetățeni al Republicii Moldova și trăim în sat pe același pas de egalitate cu toți ceilalți. Eu am zis: minunat, Jenica, uite, acest răspuns este unul clasic. Eu o să-l scriu la Cancelarea de Stat. Fix așa am răspuns. Am făcut proces verbal, că am avut această ședință și cetățenii Republicii Moldova nu-și doresc o strategie separată decât strategia pe localitatea Tielița. Și o altă situație care a fost iarăși din nou jenantă pentru anumite persoane a fost încercarea asta de a determina care familii sunt vulnerabile pentru a le presta niște servicii. Adică, da, poate niște ajutoare umanitare sau nu știu ce acolo. Și această abordare de asemenea a ieșuat pentru că persoanele s-au simțit ofensate. Și atunci când deja aducem ajutoare umanitare, noi spunem că sunt niște ajutoare pentru tot satul. Cine are nevoie, vine și ia. Plus că noi aceste ajutoare sociale le mai împărțim deja în casa de ajutor reciproc. Adică cei care le-au crescut copiii deja, ei aduc jucăriile și hăinuțele în acest centru casă de ajutor reciproc și vin alții care le iau pentru că poate acum le-au venit nepoții la vacanță și au nevoie să preia ceva. Deci încercăm pe cât este posibil să minimalizăm momentul ăsta, că sunteți vulnerabili sau și acest centru social care l-am deschis, al centru parental, noi îl etichetăm ca centru pentru lucru adăugător, ca un fel, un lucru suplimentar de la școală sau suport școlii pentru acei copii la care, nu știu, părinții astăzi s-au dus la Chișinău și o să vină în seara târziu. Și copilul acela, ca să nu meargă în stradă până vin să întorc părinții, el poate veni la centru și sta împreună cu alți copii până vin părinții și îi preiau de acolo. Deci încercăm să mergem, să ne debarăsăm de etichetarea aceasta, pentru că ne-am dat seama, și nu că ne-am dat seama, oamenii ne-au spus-o că pe ei acest lucru îi supără. De aceea noi nu mai punem vulnerabil, nevulnerabil. Noi avem taxe pentru toată populația. Toți trăim aici, toți ne gestionăm. Dacă o persoană se simte că nu poate să aducă, să suporte aceste cheltuieli, vine și depune o cerere către Consiliu pentru a fi scutit sau pentru a fi se recalcula o taxă. Deci este individual, da, pentru toți. Da, mulțumim, dragă primăriță, foarte interesant ai vorbit. Poftim, ce întrebări au mai apărut? Deja am trecut câteva minute peste ora 12. Da, acum noi v-am fi invitat la o zeamă de pește la Malul Nistrului, dar dacă nu suntem în Malul Nistrului, o să mergem să mâncăm fiecare zeamă de pește acasă la sine. Da, da. Măcar arătați-o, doamna primar, măcar fășeți-ne așa miros. Da, da. Eu sper că la terminarea pandemiei aceasta, noi cu doamna Nadejda oricum o să facem o vizită la Tielița, să vă arătăm, nu știu, meleagurile noastre. Fiecare stat din Moldova e frumos în felul său și fiecare stat are ceva specific care trebuie să ne mândrim și trebuie să ne promovăm. Nu există state frumoase, știți, sau sate mai bogate, sate mai... Noi toți suntem sate importante. Pentru că dacă omul locuiește acolo, înseamnă că îl doare sufletul și vrea ca statutul lui să fie dezvoltat. După fiecare seminar petrecut de doamna primar, te gândești, uite, ce bine a prezentat. O să fie greu la următoarea să ne mai uimească cu ceva. Și de fiecare dată, următoarea doamnă ne uimește și ne prezintă niște lucruri minunate. Prezentarea noastră a fost frumoasă, interesantă, utilă, inovativă, ceva de neobișnuit, chiar și pentru noi, pentru secretariat. Te-s bravo, succes și numai înainte! Noi ne bucurăm și dacă o să vă fim utili, chiar o să ne bucurăm foarte mult.
Eu îmi permit, doamna Darie, să dictez numărul meu de telefon. Poftim, da. 069-142-091. Dragile mele colegi, dacă aveți nevoie de drafturi de anumite strategii, de anumite regulamente, de, nu știu, niște documente de astea la nivel local, sau vă interesează cum să mergeți pe crearea unui grup de acțiune local, unui GAL, sau cum să parcurgeți calea pentru crearea unui cluster, eu o să vă stau la dispoziție și o să vă ajut cu drafturile de documente, cu anumite sfaturi. Eu sunt deschisă pentru toate apelurile, inclusiv sâmbătă și duminică, eu deja sunt deprinsă. La ora 11 din noapte pot fi telefonată, sunt fiu întrebată, invitată. Dar acasă n-ai soț, n-ai copii? Ba da, am soț, dar el e tolerant la toate chestiile astea. El e un fel de primar păsăvmistitul. Așa e, așa e. Da, într-adevăr, ne-ai uimit cu multe lucruri, eu multe le știam ce faci tu, dar ai reușit să mă uimești și cu altele pe care eu nu le cunoșteam. Cu atât mai mult, doamnele primari de la primul mandat, care fac de-abia primii pași și sunt dornici de a cunoaște foarte multe lucruri pentru a-și dezvolta localitatea. Cine ce întrebări are, poftim? Sărătenii vechi, dorești să dai o întrebare? Doamna primar de Sărătenii vechi, microfonul e închis la tine. Închis microfonul, nu te auzim. De microfon, așa. No, tot nu te auzim. Eu vreau să zic că primul mandat este cel mai interesant. Eu acum sunt la al doilea mandat, dar la al doilea mandat deja evident că te simți așa mai stabilă, cu niște obiective mai clar stabilite, cu niște proiecte deja în portofoliu avute. Primul mandat... Eu zic... Nu te auzim. Atunci noi venim cu anumite vise și atunci începem. Doamna Nadejda, sunt auzită? Da. Da? Eu, doar ca să-mi finalizez gândul, vreau să zic că primul mandat este cel mai interesant mandat. Și asta eu zic deja de pe poziția când sunt la al doilea mandat, da? Dar primul mandat este mandatul când vii cu anumite vise și cauți căile de a realiza aceste vise. Și având momentele astea, greutățile astea care le întâlnim noi la nivel local, lipsa de fonduri, lipsa de oameni, devii foarte inovativ. Progresul este deseori generat de multe, multe lipsuri. Și eu sunt sigură că colegele noastre de la primul mandat vor fi și mai inovative, și mai îndrăznețe, pentru că până într-un final, noi toți dorim o schimbare, noi toți dorim un progres a localităților noastre. Și ca să-l atingem, foarte des mergem pe niște căi nebătătorite sau inclusiv bătătorite de colegii noștri înainte, ca să reușim cât mai multe să realizăm din visele cu care evident că venim la această funcție. Doamna Rodica, dacă se poate... Eu întrebări de acum nu am, dar aș vrea să vă spun că am reținut foarte multe lucruri foarte interesante și foarte utile din prezentarea dumneavoastră, din experiența dumneavoastră. Este foarte bine vizibil că tot ceea ce se petrece în localitatea dumneavoastră, în comuna dumneavoastră și chiar și în galul pentru care sunteți directorul galului, se simte foarte bine scânteia, că este de la dumneavoastră scânteia din care a izbucnit placăra. Cred că astăzi mai mulți colegi de-ale noastre de la primul mandat au ajuns scânteia aceasta și la noi. La mine, de exemplu, a ajuns. M-ați încurajat foarte mult cu prezentarea dumneavoastră, cu
entuziasmul dumneavoastră, cu optimismul dumneavoastră, pentru că asta este foarte bine vizibil auzindu-vă pe dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc succes în continuare, îmi doresc succese ca ale dumneavoastră și având numărul de telefon, dacă o să ne permiteți, o să vă mai telefonăm. Da, sigur, chiar vă încurajez. În caz dacă aveți întrebări în orice moment sau întâlniți o dificultate, mă telefonați, voi fi foarte bucuroasă să vă răspund. Și vă mulțumesc mult pentru cuvinte calde și încurajatoare. Dar optimiști noi toți rămânem, pentru că dacă nu suntem optimiști, nici nu candidăm. Exact. Asta e 100%. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați avut răbdare și m-ați ascultat până la această oră. Doamna Nadejda, vă mulțumesc mult că ați decis să alegeți localitatea Telița ca o bună practică să o prezentăm colegilor noastre. Sper că nu v-am dezamăgit. Sper că a fost, da, util. Cel puțin așa. Ne-am dorit să fie util. Ne-am dorit ca să vă încurajăm să faceți lucrurile așa cum credeți că sunt mai bine de făcut în localitatea dumneavoastră. Pentru că nimeni nu poate să știe mai bine cum este mai bine să implementați o politică, o strategie, decât dumneavoastră împreună cu localnici din satele pe care le reprezentați. Da, ăștia de la centru, de la cancelarii, ei se gândează de buchea legii, dar uneori ceea ce simte localitatea sau are nevoie localitatea, nu tot timpul corespunde sau coincide cu strategiile astea de țară. Uneori noi avem nevoie de lucruri mai simple, mai umane, mai locale, mai... Eu primul lucru care l-am făcut ală în localitate, când am venit am plantat, am făcut clumbi, trandafiri, am plantat și am pus căunele acolo unde lumea mergea și trebuia să se așeze. Asta am făcut-o chiar în prima săptămână, mă tincă de mandat. Și a fost bine, pentru că, vă zic, lucrurile uneori se schimbă de la momente foarte mărunte. Dar asta încurajează, asta încurajează să facem pe urmă pași un pic mai mari, un pic mai îndrăzneți și tot așa. Doamna Nadejda, aveți microfonul închis. Mulțumim, doamna primar. Văd că doamna Elena Neaga vrea să zic ceva. Ea este doamna primar care a făcut o prezentare chiar la început, când am avut noi niște instruiri și nu reușeam să o opresc. Tot o opream, dar ea tot continua. Acum poftim, doamna primar, ce pot să ne spui auzind și văzând rezultate deja la mandatul 2? Bună ziua! Eu vreau să mulțumesc în primul rând organizatorilor și doamnei primar pentru o prezentare foarte... Nu te auzim. Doamna Elena, nu te auzim. Să urmăresc toate astea și mă gândeam când am văzut atâta doză de energie în doamna primarul, unde mă regăsesc și eu în caracterul ei și dau dreptate că cu lucruri mărunte se fac, se realizează lucruri frumoase. Anume, este necesar de implicat populația de la cei mai mici până la cei mai mari ca să poți realiza, cum a spus dumneavoastră, că de la Cancelarea de Stat, adică acolo sunt unele norme, dar realizând ceva în localitate, pentru că deja acum și este aproximativ un an de zile de când multe am realizat și noi în comuna noastră, ceea ce este mai greu, nu avem experiență la scrierea proiectelor. Eu am participat la niște training-uri de scriere a proiectelor, le-am prins un pic firul, dar la un moment dat tot mă descurajam. Dar am prins curaj mai mult când am auzit că doamna primar aplică 20 de proiecte pe an și dintre care doar 3 pot fi acceptate. Știam de acest lucru, tot mi-a spus un coleg că poți aplica la 7 și poți fi acceptat doar unul, dar când am auzit de 20 de proiecte, mă gândeam, Doamne, Dumnezeu, aplică absolut la toate proiectele care apar, la toate apelurile de proiecte. Foarte corect.
Vom încerca și noi. Acum am început o colaborare cu Misiunea Socială Diaconia. Au venit să ne ghideze. Anul acesta au selectat 10 localități cu care vor lucra. Am intrat și noi între localitățile selectate și tot am făcut un focus grup cu care încercăm să ne mișcăm cu pași micuți, încercăm să ne mișcăm spre lucruri frumoase. Da, mulțumim, doamna primar. Mă bucur dacă sunteți cu inițiativă. Și, într-adevăr, nu trebuie să dispărăm atunci când nu câștigăm un proiect. Oricare proiect scris este o experiență. O experiență de a formula un gând, de a determina o problemă, de a-l pune... Eu vreau să vă zic, când deschid mapa cu proiecte din 2015, acum din 2020, le citesc, vai ce naiv, vai ce formulare, așa că pe fiecare an trebuie să avem câte o măpușoară cu proiecte și de la an la an le mai deschidem, le mai uităm, mai vedem ce idee am avut un an în urmă, cum aceste idei au evoluat, poate ceva am reușit, poate ceva trebuie să refacem. Da, am văzut că susținere de la Consiliul Raional nu avem, totuși acolo spune amprenta culorii politice și am zis că nu, voi merge la fonduri, voi munci la maxim ca să-mi împlinesc mandatul cu succes, adică eu așa spun, și le spuneam și la oameni să nu fie rușine nimic, am fost primar. Da, foarte just, doamna primar, foarte just. Poftim cine mai dorește. Moara de Piatră, vă văd cu mâna ridicată. Deci, eu vreau să îi doresc, doamne primar, doamne Rodica, succes de la un mandat și atâtea lucruri mari și frumoase a făcut. Eu am rămas frapată de tot, de turismul care se face acolo. Noi nu avem așa locuri să preconizăm turismul. Și când cu lucrători agricoli am menționat această cooperare între producător, prelucrător și ambalajul producției gata. Deci asta pe mine m-a ocupat mai mult, fiindcă la noi o zonă mai mult agrară și dispunem de pământuri roditoare, pământuri bune. Avem agenții economici și cred că așa ceva s-ar putea face și la noi. Am să încerc așa o cooperare între agenții economici din teritoriu. Deci e foarte, ca, cum se spune, mirată dintr-un mandat și atâtea lucruri mari și frumoase făcute. Îi doresc succes mai departe și toate cele bune și la mai mult și la mai mare. Da, vă mulțumesc, doamna primar, și chiar vă încurajez să faceți aceste încercări de a lucra cu agricultorii pentru a-i încuraja să creeze o asociație a producătorilor de prosperitatea agenților economici din localitățile noastre depinde prosperitatea locală. Dacă fiecare agent economic va avea un business prosper, înseamnă că el va fi acasă cu familia, va fi el mulțumit, va face el investiții în ograda lui, în curtea lui, da, după care se va implica și în dezvoltarea satului. De aceea nu este corect că primăria trebuie să-și caute doar de instituțiile publice și să nu întindă o mână de ajutor pentru agenții economici din localitate. Eu nu consider așa. Eu consider că primăria inclusiv trebuie să încurajeze producătorii noștri agricoli ca ei să tindă spre dezvoltare. Și tot noi, de exemplu, lucrăm cu ei, i-am ajutat să creeze o asociație obștească, o asociație a producătorilor, pentru ca de asemenea să poată accesa anumite granturi. Inclusiv agricultura se face pe granturi și noi trebuie să-i ajutăm ca ei să poată atrage aceste fonduri în dezvoltarea lor și respectiv dezvoltarea locală. Mulțumesc frumos, toate bune. Da, mulțumim. Mulțumim pentru opinia dumneavoastră. Sărătienii vechi, v-ați conectat microfonul să vă aud, tot stați cu mâna în sus. Nu, dumneavoastră trebuie să deschideți microfonul jos în partea stângă, aveți microfonul și pe dânsul este o liniuță jos la ecran.
puteți, ia că acum s-a scos, i-a vorbit? A, e închis sunetul, cred că. Lăsați, lăsați. Bine, îmi pare rău că majoritatea doamnelor primar sau nu au cameră video sau nu au microfon. Și de aceea nu pot să participe activ la discuții. În schimb, după fiecare prezentare, eu primesc apeluri telefonice și doamnele primar se expun mulțumirile pentru toate practicile pe care le-au văzut, fiindcă fiecare prezentare vine cu ceva nou, cu ceva deosebit. Mulțumim, doamna Rodica, pentru efortul pe care l-ai depus. Să știi că rămâi datoare cu o zamă de pește pe malul Nistrului. Nu mai se treacă pandemia și noi am apărut cu 50 de femei la tine în localitate. Da, vă rog foarte mult ca să mergem să testăm foișoarele cele și să vedem priveliștea de sus a Nistrului. Numai decât, numai decât. Țin să amintesc doamnelor primar că mai avem în cadrul proiectului încă două vizite de studiu. Ultima vizită de studiu o să fie pe data de 27 și o să fie la doamna Tatiana Badan, președinta Calmului, în satul Selemet, și acolo o să vedeți, adică, un buchet întreg de alte proiecte foarte interesante și lucru cu băștinașii și ai prosop și diferite. Așa că eu vă îndemn să mai fiți participante și la celelalte două vizite de studiu care urmează în cadrul acestui proiect. Vă mulțumim pentru participare, vă dorim o zi bună în continuare și sănătate multă! Mulțumim tuturor! Succes la toți colegii! Noi vă mulțumim. Mulțumim mult, doamna Rodica. Mulțumim de asemenea.